Salut tuturor, Ionuț de la GR Auto Center. Un video și săptămâna asta, așa cum am încercat să facem în ultimele săptămâni, măcar un video pe săptămână în care să vă arătăm mașinile la care lucrăm. Și astăzi avem 1, 2, 3, 4, 5, avem vreo 6 mașini în garaj pe care vrem să vi le arătăm. Și prima la rând e o mașină foarte, foarte faină, ce cu siguranță o să vă placă, așa că am să întorc camera să vedeți despre ce mașină e vorba. Rolls-Royce Ghost. Mașină foarte, foarte faină, foarte impunătoare. Mașină cu o grămadă de prezență. Ok. Mașina arată extraordinar de bine. Am avut-o la noi anul trecut. Anul ăsta a revenit. Mașina urmează să fie vândută. Așa că noi trebuie să avem grijă de ea, trebuie să o pregătim interior, exterior, motor, tot, ca mașina să fie în condiție excelentă atunci când va pleca. E o mașină foarte, foarte faină, încă o dată. E o mașină care n-ai cum, în momentul în care o vezi pe stradă, n-are cum să nu-ți sară în ochi. Dar da, asta e una dintre mașinile la care lucrăm. Urmează să plece mâine, poi mâine, de la noi. O mașină foarte, foarte faină. În partea asta la altă avem un seria 6, un BMW seria 6, care e la noi pentru un pachet full. În primul rând, jantele pe care le vedeți acum pe mașină sunt jantele noastre. Jantele clientului în momentul de față l-a făcut. O să fie făcute negre, etrierii am făcut deja albaștri. O să punem cauciucuri noi pe jante. Pragul de aici de jos urmează să fie instalat. În momentul de față l-a vopsit. Tot cromul de jur împrejur la geamuri a fost făcut negru. Capacele de oglinzi scoase afară urmează să fie vopsite negre. Secțiunea asta de aici o să fie făcută neagră, negru lucios. Partea asta negru lucios, aici negru lucios. Geamuri, pe spate cea mai neagră, pe față 35%. La mânere aici, cromul ăsta a fost făcut negru. Ok, capacul a fost scos doar ca să luăm codul de culoare pentru secțiunea de acolo de jos. Farurile, stopurile o să fie înnegrite, full detailing la exterior, un stagiu de polish la exterior și full detail la interior. Urmează să facem numere de 3 mm, urmează să-i facem, iar mașina când o să plece de la noi, o să fie transformată în mod total. E un proiect foarte, foarte fain. Albul negru totdeauna dă foarte bine și abia așteptăm să vedem produsul final. Cu siguranță undeva pe finalul săptămânii, când mașina o să fie gata, o să încercăm să mai facem încă un video în care să vedeți cum arată mașina la final. Bun, în partea asta la altă. Audi S7 la noi pentru jante, urmează să le recondiționăm. După cum vedeți, asta e aici îndoită, câteva zgârieturi pe aici pe acolo, urmează să le recondiționăm. Clientul le vrea exact la fel, negru înăuntru și tăiate la strung pe față. Etrierii, care în momentul de față sunt negri, urmează să-i facem galbeni și semnul S7 să fie pus la loc. Full detailing la exterior, deci un stagiu de polish la exterior, posibil două. Vedem în momentul în care mașina o să fie spălată și decontaminată, o să vedem atunci condiția mașinii. Iar la interior urmează să-i facem full detailing de asemenea. Ok, mașina a stat undeva la un an de zile și mai peste tot e o grămadă de praf care trebuie înlăturat. Mașina sună super, super bine. Am să o pornesc să vedeți și cum sună. Ok. Am rugat pe Sergiu să vină.
să o turezi un pic. O mașină super, super tare. Sună bine, arată bine, iar când o să iasă de la noi, cu siguranță o să fie și mai frumoasă. Deci am avut Rolls-Royce Ghost, BMW seria 6, Audi S7, mai avem încă două mașini în partea asta. Bun, aici avem un seria 5, la noi pentru interior, full detailing la interior, și D-Chrome. După cum vedeți, Daniel deja lucrează la Chrome, partea asta deja a fost făcută neagră, mai este partea asta care trebuie făcută. Partea cealaltă, dacă nu greșesc, deja e terminată. Da, partea asta deja e terminată. Ok. Iar mașina urmează să plece de la noi după ce am terminat toate astea. Ce mai avem? Partea asta mai avem încă o mașină, un Audi A6. Încă lucrăm la ea. Jantele au fost făcute deja. Etrierii au fost vopsiți roșii. Sticăre S-Line puse sus. Ok. Folie pe parbriz, folie pe laterale, față, spate, lunetă, și folie pe stopuri. Stopurile încă nu sunt terminate, după cum vedeți. Secțiunea asta e făcută, secțiunea asta nu e făcută. Farurile la fel o să vină făcute, un stagiu de polish, interiorul. Doar să vă arătăm la interior, foarte rapid, oglinzile scoase afară. Așa, am să întorc camera. Oglinzile scoase afară, ambele, o să vină vopsite silver, exact silverul ăla, satin silver de la RS. Am să vă arăt însă, înăuntru, cum arată mașina, să vedeți cam cu ce avem de-a face. Ia uitați pe aici. Ok. Toată murdăria asta. Ok, partea asta. Peste tot. Mașina o a avut zile mai bune, cu siguranță. Însă e la noi pentru un pachet full. Urmează să fie transformată total. Și undeva pe finalul săptămânii clientul să o ridice. Mai avem o singură mașină pe care să vă arătăm. Audi A6 ăsta la interior o să ne dea bătăi de cap serioase. Însă sperăm că la final clientul o să fie mulțumit și o să încercăm pe cât se poate să postăm poze la noi pe story ca să vedeți produsul final. Ultima mașină pe care o avem aici astăzi e un seria 5. BMW seria 5. Ok, stați să vă arăt. Da, un Golf R. Dar ăla e o altă treabă cu el. Golful ăsta o să facem un alt video cu el, în altă zi. Ok. Însă seria 5-ul ăsta a fost la noi pentru jante. I-am pus jantele sus, cauciucuri. Okay, clientul a cumpărat jantele, i-am schimbat cauciucurile de pe jantele vechi pe astea. Mașina a beneficiat de un stagiu de polish și la final protecție ceramică. După cum vedeți, mașina strălucește, arată extraordinar de bine, protecția ceramică face ca apa pur și simplu să cadă. Ia uitați. Ok. Unul din beneficiile protecției ceramice e că mașina e mult mai ușor de curățat. Foarte multe companii promit lucruri total ireale, cum ar fi că mașina nu se mai murdărește. Nu, n-ai cum. Mizeria n-ai cum să o oprești, mai ales în zile din astea în care plouă în continuu, o grămadă de mizerie pe străzi. Deci mașina se murdărește. Însă, atunci când o speli, e mult mai ușor de spălat. Da, e adevărat, există există o proprietate a protecției ceramice unde mizeria nu mai stă pe mașină la fel ca înainte. Deci curge jos mult mai ușor. Însă mașina tot se murdărește. Nu la fel ca înainte, dar tot se murdărește. Însă e mult mai ușor să o cureți. Protecția ceramică face ca mașina să relacul de pe mașină să nu se mai îngălbenească, să nu mai fie afectat de razele ultraviolete.
mașina stă strălucitoare pentru o perioadă mai lungă. Însă sperăm să facem un video în care să vorbim doar despre polish, doar despre protecția ceramică, beneficiile protecției ceramice, felul în care tot procesul de la cap la coadă, ca să înțelegeți exact cum facem lucrurile aici la JR Auto Center. Bun, astea sunt mașinile la care lucrăm noi, mașini foarte, foarte faine, mașini care stau cu noi câteva zile bune. Cei care aveți nevoie de serviciile noastre, 077-117-1828 pe Facebook, Familia Roșu sau Facebook de companie JR Auto Center. Ok? JR Auto Center. Ok? Mulțumim tare frumos încă o dată, o zi faină în continuare și până data viitoare aveți grijă de voi și de mașinile voastre. Pa, bye!